Etapa trecută, cea cu numărul 13 din Superliga, a adus 12 goluri în cele patru partide. Despre alte date statistice ale rundei cu numărul 13 aflați din știrea următoare. De la începutul campionatului, în 52 de meciuri s-au înscris 153 de goluri. Gazele au câștigat toate cele patru partide. De la începutul campionatului, gazele au câștigat 23 de meciuri oaspeții, 22, iar 7 meciuri s-au terminat nedecis. Cele mai multe goluri într-un meci, 6, au fost marcate în mai multe jocuri. Șerife ce 5 la 1 din etapa 5-a, Dacia Buican Bălți 1 la 5 din etapa 8-a, Petru cu florez, 6 la 0 din etapa 11-a și Spartanii Sportul, Bălți 1 la 5 din etapa 2 12 în această etapă a fost acordat o lovitură de la 11 metri. Eugeniu Rebenja de la FC Florești a transformat un penalt în meciul cu Dacia Buicani. De la începutul campionatului, arbitrii au dictat 19 penaltiuri, dintre care 15 au fost transformate în gol. Arbitrii au sancționat jucătorii, antrenorii și staful tehnic cu 23 de cartonașe galbene. În total, de la începutul campionatului a fost acordate 193 de cartonașe galbene. În această etapă a fost arătat un cartonaș roșu lui I. Ibrahim Asuma de la Zimbru. De la începutul campionatului au fost arătate patru cartonașe roșii. Radu Gânsar de la Milsami și Amin Talal de la Șerif conduc în glasamentul gol cu câte opt goluri. Nicolae Solodov, Nico Florești, Enrique Luvanor Șerif au înscris câte șase goluri. Meciurile etape au fost urmărite din tribune de 1000 de spectatori, în mediu câte 250 de oameni pe meci. De la începutul campionatului, meciurile au fost urmărite din tribune de 39.984 de spectatori, în mediu câte 768 de oameni pe meci.